Leușteanul are vitamine și se poate folosi la anumite feluri de mâncare, precum ciorba. Dincolo de asta, această plantă are proprietăți miraculoase pentru organism, astfel că poate reduce tensiunea arterială și poate preveni formarea pietrelor la rinichi. Mai mult, persoanele cu piele uscată și probleme dermatologice găsesc în frunzele de leuștean un aliat de nădejde. Iată care sunt cele mai importante remedii pe bază de leuștean. Infuzia micșorează tensiunea arterială. Ceiul de leuștean preparat dintr-o lingură cu plantă proaspătă sau uscată, lăsată la infuzat 10 minute în 250 ml de apă fierbinte, este diuretic. Îmbunătățește activitatea rinichilor, este indicat în curele de slăbit, în tulburări digestive și în afecțiuni ale glandelor salivare. De asemenea, normalizează scaunele, este bun contra gazelor, stimulează fluxul menstrual, elimină urină și expectorațiile în caz de catâr bronșic. Infuzia de leuștean are o acțiune benefică și în endeme cardiace și scade tensiunea arterială. Rădăcina, un excelent sedativ. Decoctul din rădăcină se utilizează în tratarea numeroase afecțiuni, precum cele urinare, în piele onefrită, guță, reumatism, anemii, ca sedativ în stări de nervozitate, în migrenă și în pneumonii. Sucul de leuștean contra anorexiei. Pentru un aport de vitamine util, în special în anorexie, este recomandat sucul de leuștean obținut prin pasarea a câteva legături de plantă. De asemenea, consumând frunze proaspete, puteți preveni răceala și gripa și totodată veți scăpa și de balonare. Piele sănătoasă. S-a observat că leușteanul poate calma sau reduce edemul cutanat, astfel poate fi folosit în tratarea unor afecțiuni ale pielii, precum psoriazis, dermatită și acnee. Se pot aplica frunzele direct pe zona afectată sau se poate face unguent din leuștean uscat. Previne formarea pietrelor la rinichi. Un factor esențial în prevenirea formării pietrelor la rinichi este consumul mare de apă. Leușteanul este ceea ce se numește acuaretic. Promovează diureza apei în corp și urinarea fără pierderea de electroliți. Relatează click pentru femei.ro.